Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră. Încă mi-amintesc de unii dintre voi cu care am fost împreună în Albini și e o bucurie pentru mine să vă revăd fețele, mă uit și la copiii dumneavoastră, pe care Domnul i-a ajutat să cânte așa de frumos, să slujească astăzi așa de frumos. Și zicem pe toți Domnul să ne binecuvinteze. 1 Corinteni, capitolul 14. Haideți să vorbim puțin despre câteva din ispitele pe care diavolul le întinde prorocului, câteva momeli. Vreau înainte de a intra în tema aceasta să vă spun o întâmplare pe care mi-o amintesc că mi-au povestit-o frații din zona Maramureșului. În urmă cu mulți ani de zile, cred că sunt peste 40 de ani, la ei în biserică, într-o biserică de acolo, conducătorul de adunare, care era și slujitor al Domnului, a trebuit să excludă pentru o perioadă pe o persoană din biserică, pe o soră, și fără amenajamente a pronunțat sentința de la amvon și a spus: sora cutare este exclusă pe atâta timp. S-a întâmplat o problemă că în familia acelei femei, acelei surori, avea loc un eveniment, o nuntă, și sora se duce la slujitor și spune: auzi, te rog frumos, fă cumva și lasă-mă să intru în biserică, măcar la nunta care va avea loc în familia mea. Și fratele a zis: ok, da, sunt de acord. Dar Domnului, vedeți, nu i-a plăcut și Domnul e așa de sensibil, așa e de sensibil, mai ales dacă slujitorii pronunță o judecată, aceea rămâne notată și înaintea lui Dumnezeu. Ce legați pe pământ, spune Biblia, va fi legat și în ceruri. Și atunci iese o prorocie cu privire la acel bărbat și spune așa Domnul: cât despre tine, bărbatule, care ți-ai încălcat cuvântul de slujitor înaintea mea, mie nu mi-a plăcut. Te voi da pe ghearele fiarei din pădure și vei ajunge internat în salonul cu numărul 7 și va auzi de tine Bucureștiu și un doctor cu barbă roșie te va îngriji. Când a auzit fratele de barbă roșie, gata, zice, prorocița deoparte, eu exclus-o și pe prorociță. Deci asta nu-i prorocie, e la Domnul. Dar a trecut puțin timp, puțin, și fratele, vedeți, atunci umbla oamenii un pic cu mai mare respect față de Dumnezeu. Un pic de respect aveau mai mare. Fratele mergea și la sapă îmbrăcat în cămașă albă și cu pălăria pe cap. Că el știa că e reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Așa știa el. Și într-o zi se duce în pădure să adune ciuperci și nu mai aude înapoi a lui un foșnet și se apropie de el ursul. Și apoi începe să-l zgârie pe spate, că el sunt toți repede, s-o arunca la pământ cu burta să nu-i verse măruntaile. A început să-l zgârie pe spate, să tragă brazde pe spatele lui. Și ăsta s-a făcut că nu mai respiră, ursul s-a dus de acolo, a mișcat un pic, iar a venit ursul și a mai dat încă o lecție bună. Până la urmă, iar stă acolo și nu respiră, se face că nu respiră, își ține răsuflarea, ursul pleacă, merge, fratele s-a ridicat, fuga către sat și a amintit că pălăria e rămas acolo. Mă, cum să mă vadă oamenii fără pălărie? Că eu așa am ținut asta, fugit înapoi să-și iai pălăria, cu riscul să întâlnească ursul din nou. Și merge acasă și când intră în sat, ajunge la prima casă, erau niște frați, erau pocăiți, a strigat tare: ajutați-mă că s-a împlinit prorocia. Și a căzut în comă.
A venit salvarea, l-a dus, s-a trezit în salonul cu numărul 7, deasupra lui era plecat un doctor cu barbă roșie și îl întreba: ce s-a întâmplat cu dumneata? Am sunat la București și le-am raportat la cei de acolo. S-a împlinit prorocia cu punct și cu virgulă. Fraților, așa vorbea Dumnezeu atunci. Așa vorbea Dumnezeu. Și astăzi mai vorbește Dumnezeu și vorbește clar, și am întâlnit și pot să vă dau exemple de prorocii clare, dar cred că din cauza înmulțirii fără de legii, Domnul astăzi ocolește anumite păcate și anumite lucruri grele și le îmbracă într-un limbaj puțin simbolic. Și numai cel care are ochii deschiși, cel care e duhovnicesc, poate să înțeleagă lucrurile duhovnicești. Altfel, se încurcă. Urmăriți dragostea, umblați și, deci vedeți, acest și nu exclude dragostea. Din contră, în primul rând, dragostea, care este reprezentantul roadei Duhului. Roada Duhului este dragostea și apoi bucuria. Sunt unii care după dragoste pun două puncte și spun că dragostea se manifestă în bucurie, în pace, în înfrânare, în blândețe și așa mai departe. Și uitați-vă ce spune aici: urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. O primă ispită care vine în dreptul prorocului este ispita sursei. Ispita sursei. Există cel puțin trei surse, fraților, de inspirație în domeniul acestui dar al prorociei. Poate să vină peste om o înțelepciune care nu-i de sus și care este firească, și să încerce diavolul să-l ispitească pe omul acesta și el să prorocească de la diavolul, de la Satana. Să încerce diavolul să aducă spre el o înțelepciune drăcească și să vină și să lumineze, nu? Vorbesc în ghilimele. Să-i aducă ceva diavolul să spună: uite, s-a întâmplat într-o biserică. Într-o biserică, o soră care era vas de lucru intră și aude o voce. Și nu era vocea Domnului, era vocea diavolului. Și spune așa vocea aceea: aș vrea astăzi aici să vorbesc niște lucruri adevărate, dar de mare scandal, și nu găsesc pe nimeni. Și sora auzea și zicea: să te mustre Domnul, diavolul. Dar numai în urma unei rugăciuni mai înflăcărate iese o soră cu prorocie, și sora aceea n-a avut niciodată prorocie. Așa vorbește Domnul, poporule. Cu tare și cu tare și cu tare au făcut asta, asta, asta. S-a pornit un scandal în biserică de numai. Și la final, sora care era vas de lucru se duce la sora aceea care stătea pe un scaun acolo roșie la față, rușinată, că ce-am făcut, măi? Și i-a zis: știi ce ai făcut? Ai fost unealta Satanei astăzi în biserică. Fraților, să fim atenți. Există cel puțin, spuneam, trei surse pentru darul de prorocie, sau să nu zic pentru dar, că pentru dar e una singură. Dar pentru prorocie există cel puțin trei surse: diavolul, omul și Dumnezeu, sau Duhul Sfânt, mai precis, citind în 1 Corinteni 12. Și este caz când omul este ispitit să vorbească de la el. Ispitit. Ia seama asupra ta însuți, ca să nu fii cumva ispitit și tu să cazi ca și unul care o vorbi de la el, dacă îl judeci. Fii atent, că Biblia asta o spune. Și sunt cazuri în care am întâlnit, da, om care a vrut să ajute. I-a venit lui în minte că, mă, ce-ar fi să ajut și eu lucrarea lui Dumnezeu? Și-a dat drumul la prorocie. Și nu era cazul, că Dumnezeu nu i-a vorbit și Dumnezeu nu l-a trimis.
Dar el a văzut că era o nevoie, a simțit-o cumva, cum o simțim fiecare. Mai ales surorile că au intuiție, dar și bărbații mai au și ei câte o intuiție. Și imediat, mă, aici în biserica asta e nevoie de cutare, de cutare, de cutare. Și atunci, imediat, ispita pe noi să vorbești de la tine. Doamne, ferește-ne! Doamne, ferește-ne! Uitați-vă ce spune 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4. Sunt felurite daruri, și aici e și prorocia, dar este același Duh. Deci foarte clar. Uitați-vă ce spune că începe să enumere Apostolul Pavel lista aceasta de daruri. Asta este numai una, mai sunt și altele. Și scrise în Roman 12 și mai sunt și în altă parte. Și uitați-vă ce spune versetul 8. De pildă unuia este dat prin Duhul să vorbească, vedeți? Altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Deci sursa e foarte clară, e Duhul lui Dumnezeu. Versetul 11 e ca o concluzionare. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 2. Acolo spune că trebuie să cercetăm duhurile. Uitați-vă cum îl putem noi cunoaște pe Duhul lui Dumnezeu. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup. Și am întâlnit, vedeți aici, la problema sursei de inspirație. Am întâlnit proroci buni care folosesc formula asta și spun Iisus Hristos a venit în trup. De ce? Probabil că atunci când au primit darul, au fost învățați de anumiți frați în vârstă să folosească formula asta că e biblică. Și nu greșesc. Dar am întâlnit proroci care n-aveau de la Domnul și foloseau formula asta. Deci, fraților, să fim atenți. Orice duh care mărturisește, nu zice orice gură care mărturisește. Observați? E o diferență. Deci Ioan spune foarte clar prin Duhul lui Dumnezeu. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup. De ce? În timpul lui Ioan erau gnosticii care spuneau că Domnul Hristos a fost jertfit în Duhul. Așa spuneau ei. Că pe cruce era o fantomă și nu puteai să pui mâna pe el, că n-avea carne. Și-o veni numai așa, părelnic, ți se pare numai că a fost pe cruce. Și atunci vine Ioan, apostolul, și spune, fiți atenți, nu la nivel de gură, la nivel de duh, acolo înăuntru trebuie să mărturisească chiar și prorocul. Și lucrarea prorocului, e mult mai adânc versetul acesta. Că Iisus Hristos a venit în trup. Povesteau frații de mai demult că prin zona Clujului și prin Mureș și prin zonele astea, prin Alba, mergea cu mulți, mulți ani în urmă un oarecare om care mergea și predica și toți se adunau ca la circ să se uite la el. Că ăsta cică, în timp ce predica, el cădea într-o răpire sufletească și numai să prăbușea la amvon și cădea acolo pe spate și se uitau toți le, mă, mai mișcă, mai suflă, cum îi să fie unul care e răpit? Și o soră isteață s-a dus cu un ac și l-a împuns. Când l-au auzit că zice, au, toată biserica a știut că ăsta nu-i prorocul Domnului. Dar el, imediat, se dezmeticea așa după 10-15 minute, fraților, hai să vă zic ce descoperire am avut. Nu erau de la Domnul, fraților, erau de la diavolul. Ăsta a jucat teatru. A fost isteață sora. Dar vedeți pe câți îi poate duce în rătăcire diavolul cu tot felul de lucruri? Identificați sursa, fraților, că așa spune Sfântul Apostol Ioan, orice duh care mărturisește, gura poate vorbi de la ea, viața vorbește mai tare ca gura. Dar uită-te la viața omului, uită-te la ceea ce e înăuntru și mai ales gândiți-vă la problema asta sensibilă.
Când merge un slujitor și se roagă pentru unul să fie eliberat, să iasă Duhul ăla afară, Duhul din ăla nu poate să spună că Iisus Hristos a venit în trup pentru că își semnează propria lui sentință. El știe că dacă Iisus a venit în trup și o știe și dracii cred și se înfioară, ei știu că Iisus Hristos a venit în trup, Iisus Hristos a înălțat, Iisus Hristos va reveni și în momentul când va reveni, ei vor fi aruncați în adânc și vor fi chinuiți în vecii vecilor și ei nu vor să recunoască. Și de aceea trăim într-o lume, fraților, în care duhurile de înșelăciune și de amăgire bântuie printre noi și suntem chemați de Dumnezeu să identificăm sursa. Nu vă aruncați, fraților și surori, cu capul și cu gâtul și cu gândul înainte să spuneți, mi-a vorbit Dumnezeu printr-un proroc pe care nu l-am cunoscut, nu l-am văzut, nu m-a văzut. Știi ceva? Mai bine du-te la cineva care te cunoaște, că ăla nu știe cauza, dar măcar la ăla ai ști tu problemele, ăla ști dacă stă lângă Domnul, dacă are o viață curată și atunci te-ai încadrat acolo la Matei 7, unde spune Domnul că după roadele lor îi veți cunoaște și te duci mai la sigur decât să vină cineva, o stea rătăcitoare. Un nor care vine și îți aduce o mângâiere de șartă și după aceea te trezești iarăși în întuneric. De ce? Te-a aruncat mai tare în întuneric. O baltă care vine și îți dă să bei apă stătută. Vine și îți aduce o travă. Ferește-te de oameni de felul acesta. Eventual, dacă știi pe cineva care îl cunoaște pe respectivul, poți să întrebi, dar și acolo există risc, pentru că oamenii nu cunosc așa cum cunoaște Dumnezeu. A doua ispitire a unui vas de lucru, a unui proroc, vine prin mândrie, prin mândrie, ispitire prin mândrie. Uitați-vă la Isaia, la capitolul 39, de la versetul 2 în jos. Vin niște oameni din Babilon și vor să afle ce s-a întâmplat în viața lui Isaia. Cum ciripea ca o rândunică, croncănea ca un cocor, să le cânte cântarea aceea în care el zice, îmi simțeam firul vieții smuls din țesătura lui și viața mea ca o colibă de păstor aruncată deoparte. Și Ezechia, în loc să le spună toate lucrurile astea, cade, unde? La mândrie, la capitolul mândrie. Hai să vă arăt cine sunt eu. Și aici cad mulți proroci. Aici cad mulți. 2 Cronici, capitolul 18, este un proroc al lui Dumnezeu care vrea să meargă, este de fapt chemat, era obligat, n-a vrut, era obligat să meargă și să-i spună lui Ahab, te duci sau nu te duci în război? Și el merge și zice așa, du-te! Dar imediat când aude cuvântul, măi, de câte ori să te pun să juri? O, stai un pic! Asta ți-am zis-o de la mine, du-te, că poți să zici la oricine, du-te. Și ca vas de lucru, nu folosim numele Domnului, nu luăm în deșert. Așa vorbește Domnul, du-te, dacă Domnul nu ți-a zis. Nu? Și el spune, du-te, dar au zis de la el. Așa a fost și îndemnat, du-te. De câte ori să te pun să juri că ce ai spus e de la Domnul? Stai că acum îți zic chiar cuvântul lui Dumnezeu. Nu te duce! Păi cum, înainte ai zis du-te? Nu! Nu te duci, pentru că eu văd, am o viziune, o vedenie. Văd Israelul risipit pe munți ca niște oi fără păstor. Păstorul lor o să moară, o să rămână acolo, o să-i rămână oasele undeva. Știi ceva? Nu te duce, că mori, mă omule. Și imediat vine lângă el un proroc mincinos, normal, și îi dă o palmă, 2 Cronici 18 cu 23. Și zice, pe unde a ieșit? Pe ce drum a ieșit Duhul Domnului? Uitați-vă, din mine. Păi bă, țineți eu. Eu cineva, mă, eu am Duhul lui Dumnezeu. Vedeți? Aici, a Duhul de mândrie. L-a și lovit pe ăsta alalt, că nu prorocea ca el. Da? L-a și mustrat. Și a zis, păi eu sunt cineva, Duhul Domnului e în mine. Și nu era Duhul Domnului în el. Era un Duh de mândrie, de lăudăroșie. Fraților, cunoșteam în timpul studenției mele pe un frate cu care atunci când mă întâlneam pe drum, zice, stai un pic. Și stăteam și știam ce are să-mi zică, pentru că mi-o zis de mai multe ori. Zice așa,
Eu am dar de prorocie, de vedenie, de eliberare, de vindecare. Și începea să-mi numere pe degete toate darurile ce le avea. Și am vrut odată să-i spun, dar m-am temut că îmi dă una, ca și ăsta. M-am temut. Am vrut să-i zic, mă, îți lipsește darul de pocăință, ăla îți lipsește. Vedeți? Omul care e mândru și care numai și le înșiră, zice, frate, eu scaun apostol, auzi, scaun apostol. Toate darurile le am. Pocăința îți mai lipsește și atunci se rezolvă lucrurile. O să vezi exact ce ai și ce n-ai. Dar vedeți? Asta e o problemă. Și de multe ori, și să știți, Domnul a vrut. Domnul a vrut. Eu n-am vrut. Pentru că ajungem și la problema aceea. Spune aici, în 1 Corinteni, în capitolul 14, umblați și mai ales să prorociți. Și acum am întâlnit frați care zic, mă, dacă scrie în Biblie umblați, atunci eu trebuie să cer lui Dumnezeu prorocie, că dacă scrie, eu împlinesc Biblia. Și mai ales că trăim într-o societate în care noua era apostolică vine cu învățătură falsă și mincinoasă și spune, știi ceva, intră într-o școală de profeție și devii profet. Și cum? Am luat într-o zi și am răsfoit carte și am citit să văd un pic cum pot să fiu profet, mă. Că eu de multe ori mi-o dat Domnul și am vrut să zic, așa vreau, mi-a fost frică, fraților. Mai bine am zis la sfârșit, fraților, am avut un mesaj și amin. Și cum ăștia, mă, învață-mă să văd și eu, poate învăț ceva de la ei. Nu? Și scrie acolo. Închipuieți. Păi stați un pic, fraților, prorocia e închipuire. Închipuieți că când te întâlnești cu cineva, închipuieți cam ce problemă ar avea, cam cum s-a rezolvat și croiește în mintea ta, eu vă zic pe limbajul nostru, fă în mintea ta o prorocie așa. La Câmpia Turzi era fratele Gal, bătrânul, un pionier al credinței și l-a chemat șeful poliției la el, a miliției de atunci. Gal, am auzit că prorocești. Ce câteodată? Bă, Gal, fă-mi o prorocie. Stă ăsta, mă, ce să-i fac la omul ăsta? Asta nu înțelege cum e asta. Auzi, domnule, ai visat noaptea câte un vis? Am visat. Păi fă-mi un vis. Bă, nu pot, că trebuie să dorm. Mă zice și eu, trebuie să mă rog și să fiu în biserică, să pot să dau drumul la o prorocie. Nu pot aici. Ca și tine. Și vedeți, sunt ăștia care vin, închipuieți și dă-i drumul. Dar uitați-vă, fraților, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți. Și apoi citez iarăși în 1 Corinteni, în 14, că spune cuvântul urmăriți, e la plural, umblați, e la plural, da? Mai ales să prorociți, e la plural. Ce înseamnă asta? Biserica Betania, Biserica Albinii, altă biserică, trebuie să se adune în jurul cuvântului lui Dumnezeu, post, rugăciune, Doamne, scoate din mijlocul nostru un proroc veritabil, Doamne. Și atunci Dumnezeu alege pe cine vrea, fraților. Nu mă pun eu proroc, nu fac eu prorocii, nu noi le fabricăm. Sursa este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă Duhul Sfânt alege, atunci El și păstrează, păstrează. Altfel, proroci care cad în mândrie. Mi-a dat Domnul, cred că, o primă viziune prin 2000-2001 atunci. Și știți ce s-a întâmplat? Am zis, uite, am avut așa. Când m-am dus data viitoare la un grup de rugăciune, imediat s-o zvonit. Frate, ce ai avut din partea Domnului? Știți cum a venit diavolul cu pompa să mă umfle, să-mi facă inima? Ce ai avut? O trebuie să mă smeresc, să mă pocăiesc, pentru că diavolul umblă cu duhul de mândrie după oameni, să știți? Și asta e o mare ispită. Te duci într-o biserică. Mă, a venit omul lui Dumnezeu aici. Știi ce? Om al lui Dumnezeu numește Biblia pe Moise după ce a murit. Auziți? După ce a murit, l-a numit Iosua. Pe Iosua l-a numit om al lui Dumnezeu după ce a murit. L-a numit cei care urma după el. Deci înțelegem, fraților și surori, chiar dacă scrie în Deuteronom că proroc mai mare ca și Moise n-a existat, doar nu Moise o scris aia, fraților, că el deja murise, înțelegeți? O scris cei care au rămas după el, Iosua cu ceilalți, așa l-au numit, proroc, om mare, omul lui Dumnezeu. Dar nu să mă duc, eram tânăr și m-am dus într-o biserică în zona Mureșului și vine o tânără la mine, nu era căsătorită.
Era mai mulți băieți acolo, zice, mă cheamă Adina și zvați de lucru. O crezi care ia ceva trecere înaintea băieților. Nu așa se face, fraților, nu așa se recomandă un proroc al lui Dumnezeu. Omul acela trebuie să fie smerit și să stea ascultător la picioarele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Hai să mergem mai departe. A treia ispitire a unui proroc poate să vină prin sentimente, prin sentimente. Și am întâlnit caz și am căzut la examen eu, am căzut. Văd o femeie care e însărcinată, mă, mi-o fă milă de ea, să chinuia acolo, era în biserică, se ruga, plângea, Doamne, dă-i sănătate copilului meu, dă, Doamne, și mă duc și spun, uite, o să fie bine și nu a fost bine. N-a fost bine, fraților, și-o trebuie să mă pocăiesc, o trebuie să mă pocăiesc. Pentru că, vedeți, de multe ori ne luăm după sentimente și greșim. Uitați-vă aici în Biblie, este un om, Doi Împărați, capitolul 4, se duce în fața lui o femeie și îmbrățișează picioarele și plânge. Și omul ăsta nu știe ce problemă are. Putea să-i prorocească, să spună, femeie dragă, fii liniștită, problema cu bărbatul tău se rezolvă. Nu era problema cu bărbatul ei, nu cu el era problema. Și prorocul recunoaște și vine slujitorul și vrea să o ia pe femeie, să spună, dă-te la o parte. Și zice prorocul Noolua, e amărâtă tare în sufletul ei și Duhul Domnului mie încă nu mi-a descoperit. Trebuie să recunosc, nu mi-a descoperit. Mi-e milă de ea, dar nu știu ce problemă are. Și atunci ea îi spune, omule al lui Dumnezeu, am cerut eu un copil de la... Aha, cu copilul tău e problemă. Doamne, ce să-i spun? Și spune, nu-i spune nimic ca măi, omule, nimic măi, nimic. Știi ceva? Du-te și roagă-te pentru copil și vei vedea răspunsul acolo. Și tace, tace și nu-i spune nimic. Vedeți? De multe ori ne putem lua după emoții și ne ducem și ne dăm peste cap. Și zice Domnul, ți-am dat o lecție ca să te pocăiești. Nu te mai lua după emoții niciodată. A patra ispitire, prin lăcomie. Și aici, să știți că Domnul încearcă pe mulți și diavolul îi ispitește și lovește. E diferență în Biblie între ispitire și încercare. Dumnezeu încearcă, diavolul îi ispitește. Și se poate să se întâmple, îndrept la același subiect uman, același om, pe de o parte să fie ispitit de satana și cu aceeași problemă să fie încercat de Dumnezeu. Bună oară, am pomenit despre Ezechia, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, diavolul i-a adus pe oamenii ca să-l ispitească și a căzut. Problema lăcomiei. Uitați-vă în Numeri, capitolul 24. E aici un proroc, bai numit ghicitor, bai numit proroc, până la urmă înclin să cred că a fost un proroc veritabil, dar din cauza lăcomiei omul ăsta a căzut și a devenit ghicitor. Îl știți cine este? Este Balam. În Numeri 24, versetul 12, sau hai să citim și 11, fuge acum și du-te acasă, i-a zis Balac lui Balam. Ți-am zis că îți dau cinste, dar Domnul-i vinovat, mă, te-am împiedicat să o primești, că mi-ai prorocit numai rău. Versetul 12, n-am spus eu oare solilor pe care mi-ai trimis, că dacă mi-ar da Balac casa lui plină cu argint, vedeți la ce visa prorocul ăsta, o casă. Când intri în casă, bijuterii, argint, aur. Ce o să fac eu cu aurul? Ce o să fac cu argintul? Gândiți-vă la Gehazi, care a căzut la același nivel, tot la lăcomie. Și s-a dus și a mințit și a primit pe lângă toate lucrurile alea, hainele alea siriene, o primit și haina leprei pentru totdeauna pe el și pe copiii lui. Nu știu dacă o meritat, dar asta o primit. Și vedeți, de multe ori diavolul vine și ne ispitește prin partea asta. Și de ce să nu recunoaștem că am fost și suntem ispitiți la capitolul ăsta? În privința mea, Dumnezeu a fost atât de categoric cu privire la bani și la partea asta, fraților. De când am început să umblu în misiune, am ajuns odată, de obicei eu nu prea am prieteni bogați, patroni. Nici eu nu sunt bogat și probabil că e nivelul meu. Și nu știu nici să lingușesc cu oamenii. Și atunci bogații își caută lingușitori, de obicei.
Mai sunt și bogați pocăiți, de aceea am zis, nu prea am. Dar s-a întâmplat că m-am dus în Bucovina, în misiune, și pe vremea aceea, anii 2007-2008, era mult, măi, mi-au dat frații 10 milioane. Băi, ce fac eu cu banii? Deja mă gândeam, fac asta, asta, asta. Știți ce s-a întâmplat? Când am ajuns și am intrat în Cluj, unul din fața noastră n-a frânat la timp, am intrat în el și 10 milioane am dat pe reparație. Au zis, domnul, ți-am suflat. Și fraților, așa e bine pe omul lui Dumnezeu să-l ia Domnul, scrie în Biblie, vrăjmașa lăcomiei. Știți ce înseamnă asta? Am pățit-o în viața mea. Mă duc în misiune și iară diavolul, că diavolul ăsta nu tace și îți dă târcoale și încearcă să te ispitească. Și în loc să te gândești la Biblie, la cuvânt, măi, ce să vorbesc? Hai să fiu pe unda Duhului. Vine diavolul. Dacă ăla, fratele ăla, o să-i placă predica și o să-ți dea, mustră-te, domnul diavole, și o să-mi dea ăla, dau numele Domnului. Ai înțeles? Și asta mi-a fost. M-am dus, am predicat liniștit, am primit și am dat în numele Domnului. Slăvit să fie Domnul. Asta înseamnă să fii vrăjmaș al lăcomiei. Dacă nu omori, lăcomia te omoară, ea pe tine și ajunge rău. Și uitați-vă astăzi câți oameni se duc și încearcă să vorbească din partea lui Dumnezeu. De ce? Ca să câștige ceva. Ăștia nu-s oamenii lui Dumnezeu, fraților. Ăștia care umblă după bani și suntem responsabili de fiecare bănuț pe care îl primim de la alții, să știți, suntem foarte responsabili. Frații de mult tratau altfel problemele astea. Mi-a povestit odată fratele Alexa din Corpus o sumă de bani de la cineva și o sta 3 zile în post și rugăciune să știe unde trebuie dați banii. Că o zis, eu am. Avea un sălărel, cum îl avea? Și o zis, mie nu mis. Nu-s nevoit de bani ăștia, nu trebuie, vreau să-i dau. Și trebuie să stea. Fratele Presecan povestea la fel. 3 zile și 3 nopți am stat în rugăciune și în post și după 3 zile și 3 nopți am văzut o tablă mare în vis și scria pe ea Lugoj. Și când am ajuns la Lugoj aveam o traistă de bani, zice fratele. Atâția bani erau acolo. Când am ajuns la Lugoj și am bătut la ușă la Ștefan Neag, fratele Ștefan o striga din casă, intră, ai adus banii? Deja pe el Duhul Sfânt l-a înștiințat că banii vin pentru o casă care trebuia cumpărată la niște necăjiți. Fraților, așa trebuie să lucreze un om al lui Dumnezeu, vrăjmaș al lăcomiei. Doamne, ajută-ne! O a cincea problemă, ispitire prin oameni, fraților. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău sau să vorbești rău. Ispitire prin mulțime, ispitire prin oameni. Și am întâlnit cazuri, să știți, de ispitire prin oameni. Uitați-vă în Biblie. Merge prorocul Elisei, se întâlnește cu 3 împărați, cu o mulțime, 3 armate erau acolo. Putea frumos să-și deschidă gura și să spună, așa vorbește Domnul, vă dau biruința astăzi, îi veți bate pe... Dar nu asta era problema. Problema era că ăștia nu mai aveau apă și Elisei cu simțul lui spiritual specific, fraților, pentru că de multe ori, să știți, la cei care au daruri, le mai dăm sfatul acesta. Păstrează-ți sufletul curat în fiecare zi. Roagă-te ca sângele lui Hristos să-ți spele sufletul în fiecare zi. De ce? Dacă tu accepți un compromis, inima ta este pângărită de un compromis cât de mic. Conștiința te acuză și spune, n-ai dreptul să prorocești acum că e problemă cu tine. Și dacă tu totuși prorocești, o să vină o zi în care va trebui să ai un duh înalt de înțelepciune și de discernământ și Dumnezeu ți-l refuză. Pentru că atunci conștiința o să zică, dă-i înainte că asta e problema și nu o să te mai acuze nici conștiința, nu o să te mai anunțe nici Duhul Sfânt, nimic și nici darul de cunoștință te va părăsi și vei aluneca și vei vorbi ce nu trebuie. Uitați-vă în 2 Împărați în capitolul 3. Putea frumos să prorocească, știți ceva, dați înainte.
Domnul vă ajută, nu. Problema era alta, că ăștia nu mai aveau apă, li s-a terminat rezerva de apă. Și atunci prorocul stă și zice, mă, nu-i problema cu biruința, mă. Ăștia s-au coborât la mine, eu nu le știu problema. Dar stai, îmi trebuie un cântăreț cu harfa, uitați-vă, 3:15 din Doi Împărați, și pe când cântă, vine Duhul Sfânt și spune, așa vorbește Domnul, și acum nu mai controlează omul, controlează direct Duhul Sfânt. Faceți groapă lângă groapă în drumul vostru, în pustia asta, că așa vorbește Domnul. Nu veți vedea nici de sus, nici de jos nimic, dar gropile se vor umple cu apă și vă mai dă Domnul un bonus peste asta. Să știți că vă dă biruință. Vedeți? Ăsta e omul care stă la dispoziția lui Dumnezeu. Dar dacă te iei după mulțime sau dacă te iei după alți proroci, că am întâlnit și cazul ăsta. Eram odată la Luntani, așa m-am întristat, fraților. A predicat cineva și după predică iese cu prorocie cineva, o ființă, o persoană, exact cuvânt cu cuvânt ca și predica. Păi mă, da, asta a zis-o Domnul înainte prin predică, de ce o repeți tu? Și era fratele Presecan lângă mine și am simțit, este, nu vreau să vorbesc contra, există cazuri în care prorocul preia o predică, am pățit-o personal, am fost într-o biserică și rar am pățit în două biserici, în toată slujirea mea de la 17 ani până aici. În biserica asta am vorbit 15 minute, păstorul s-a supărat și mi-a pus pe amvon o hârtie, amin. Și am zis amin. Și după mine, a început, era sora Saveta din Corpadea și începe prorocia și zice, așa cum v-am vorbit poporule, așa, așa, și o continua predică. Eu aveam niște, și tot le vorbi Domnul. Că după mine a urmat unul care a vorbit 40 de minute, el nu a fost problemă, dar la mine era problemă. Că... Vedeți? Da, am fost la Luncani, revin, și după ce predică cineva, iese cu prorocie, poporul, așa, 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 și-a repetat predica. Să nu te iei după mulțime, omule. Nu te lua, tu stai la dispoziția lui Dumnezeu. Am întâlnit alt caz și vi-l spun pentru că din astea practice învățăm. Un frate pe care îl cunosc a început să slujească un pic mai mult decât un alt frate din biserică. Și fratele celălalt, invidios și mânios, s-a dus la un proroc la vasul de lucru și a zis, uite mă, supărat pe ăsta mă, ăsta tot umblă, ăsta tot face, ăsta tot așa, supărat și îl bârfeau. Nu mă aud la ușă că bate cineva. Cine era? Bârfitul. S-a pus pe genunchi și prorocul influențat de informațiile respective, că cel care le-a dat era și slujitor, așa vorbește domnul bărbatule, iată că te-am lepădat. Ah, și proroc bun și păstor bun, erau amândoi. Și se ridică fratele, zice, auzi, eu mă duc în crâjmă și mă las de Domnul. Nu, stai că altfel să înțelege. Băi, ai zis că-ți lepădat sau nu? Pocăiește-te că Dumnezeu nu leapădă pe nimeni. Vedeți ce înseamnă ispitiri prin oameni grave de tot. Și apoi mai amintesc ispitiri prin cauze. Am întâlnit cauze care sunt cunoscute. Dacă ești vas de lucru și cunoști problema, sora cu tare are cancer, știi ce? Pune-ți lacăt pe gură și taci. Dacă Dumnezeu îți spune clar și știi clar vocea lui Dumnezeu, atunci dă drumul la prorocie. Moare sau ce? Care-i treaba? Nu croi o prorocie care să pici ca și pisica în picioare întotdeauna, nu. Nu, să se înțeleagă și alb și negru, nu așa. Dacă Domnul îți spune clar, vorbești clar. Dar uite, sunt ispitiri prin cauze. Dacă le cunoști, ar fi bine, lasă să vorbească Domnul prin cine vrea. Dacă ești tare și Domnul îți dă tăria aceea și puterea respectivă, poți să dai drumul la prorocie, dar să fii 100% convins că Domnul vorbește. Există și cauze greșite. Era la noi în Albini un tânăr care a plecat, s-a dus în altă biserică și a venit într-o zi râzând, băi, zice, l-am prins pe prorocul cu tare. Zic, cum l-ai prins? Am pus înaintea Domnului pe unul care e în cimitir. Băi, zic, greu, rău ai făcut, rău de tot ai făcut. Păi astea-s cauze greșite, fraților. Păi dacă Biblia îmi zice să nu furi și o întreb prorocul să fur sau să nu fur, asta e greșită, nu? Dacă ăla e în cimitir și eu îl întreb pe Domnul despre el, greșit, fraților, fals. Și mai amintesc, doar amintesc, ispitire prin înclinații firești, s-ar putea din grabă să facem greșeli, da, și Domnul zice pericol,
S-ar putea din minte încurcată să facem greșeli, Domnul zice, pericol. S-ar putea din interpretare falsă, e o înclinație firească în mine și să dau o interpretare falsă unei prorocii. Da? Cum am folosit o soră și mi-a zis odată, zice, frate, m-a speriat, fraților, te-am văzut, zice, când vei îmbătrâni, vei fi pe scaun cu rotile. Eu, ce m-am speriat. Zic, soră, cauza mea era o căsătorie în Australia, ce ai văzut? Un scaun cu rotile departe, departe. Nu, zic, asta e interpretarea corectă, nu ce mi-a zis dumneata. Dacă mă duc departe, ajung spiritual în scaun cu rotile. Și Domnul a zis, nu. Deci înțelegeți? Și la nivelul acesta al înclinațiilor firești, noi trebuie să veghem și Domnul să binecuvinteze prorocii. N-am zis lucrurile acestea cu scopul de a, nu știu, de a lovi vreun proroc și de a-i spune numai prorocii. Nu, nu, nu. Să fim mai vegheatori și Domnul să scoată proroci în poporul lui. Amin.